Din nou. Astăzi sunt favorizate romantismul și sensibilitatea. Berbec, îți place modul în care trăiești și ești reticent la schimbare, deci orice propunere din partea celor din jur se lovește de un refuz categoric. Reușești să evoluezi pe plan profesional. Taur, ești pus pe fapte mare astăzi, ai ocazia să folosești fără rețineri puterea de convingere asupra familiei în privința unor investiții. Gemeni, în mod clar, ai nevoie de susținerea familiei pentru a trece peste un eșec pe plan profesional. Simți că nu ai forță să treci peste greutăți și că nu ești apreciat la adevărata valoare. Rac, te retragi de la birou căci ai impresia că cei din jur vor să afle cum te descurci cu bugetul, te prefaci preocupat de alte lucruri și complet neatent la discuțiile lor. Leu, dai ușor cu piciorul la un drept doar pentru a nu părea egoist și familia are dreptate să te certe. Ai lucrat fără încetare și ai visat să obții beneficii în plus, iar acum dai înapoi în fața unui coleg. Fecioare, ești ușor de păcălit de aparențe, nu este mare lucru dacă îți pui imediat sufletul pe tavă, însă ar trebui să fii ceva mai reținut până îți dai seama care sunt adevăratele intenții. Balanță, scurtele momente de liniște îți sunt date peste cap de șef, nimic din ceea ce faci nu pare să le convină. Ai putea să-ți strigi nemulțumirile așa cum faci tu de obicei. Scorpion, optimismul tău din această perioadă este absolut uimitor și crezi că poți avea orice îți dorești. În fața multora poți părea arogant sau visător. Săgetător, nu ești un mare fan al regulilor, dar faptul că unii nu respectă nimic te irită peste măsură. Din păcate, nu ai timp să faci ordine chiar peste tot, așa că te mulțumești să le atragi atenția. Capricorn, tot ce ai acum nu te mai mulțumește și pari mai hotărât ca niciodată să schimbi totul, simți nevoia să te apropii mare forță de orice provocare care ar putea să-ți pună la încercare abilitățile. Vărsător, ai tendința de a-ți exprima negativ punctele de vedere. Persoana iubită cu siguranță nu apreciază lipsa ta de flexibilitate. Legăturile romantice fragile se pot rupe definitiv dacă nu ai grijă. Pește, și ești conștient de sentimentele pe care partenerul le are, vrei să auzi în continuare declarații de dragoste. Acesta se dovedește extrem de romantic și îți oferă afecțiunea de care ai avut mereu nevoie. Atât pentru moment, eu vă doresc o dimineață frumoasă.